Femeile liberale și-au ales noul președinte al organizației filialei Mehedin în acest weekend la Palatul Culturii Teodor Costescu. Peste 80 de femei au fost prezente în sala Gheorghe Anghel pentru a-și alege echipa de conducere pentru următorii ani. Ședința a fost prezidată de secretarul general al PNL Mehedin, Cosmina Stanomir. Aș vrea să vă prezint acum invitații noștri de astăzi și o să încep de aici, de lângă mine, doamna Florina Ghițoica, președinte OFL Drobeta Turnu Severin, domnul Daniel Cârjan, domnul viceprimar, președinte PNL Drobeta Turnu Severin. Totodată, cuvântul a fost luat și de invitații prezenți, care le-au îndemnat pe femei să se implice activ în politică și au felicitat echipa de conducere a OFL Mehedinți pentru activitățile desfășurate în mandatul anterior. Ați văzut că ne bazăm pe dumneavoastră și vă apreciem, ați văzut, doamnele care ați fost la școala de vară, determinarea premierului și a președintelui Nicolae Ciucă, al nostru, al PNL, de a promova cotele de gen. Da? Dorim cât mai multe doamne să fie promovate, să fie alături de noi, împreună, să facem echipă în absolut toate structurile, atât în interiorul partidului, cât și în exteriorul partidului. Este imperios necesar să evidențiem rolul femeii în viața socială și politică. Pentru că numai așa putem crea, poate exista un echilibru într-o democrație corectă, să spunem așa, echilibrată. Voi susține orice femeie, orice candidat din poziția mea de membru în biroul politic județean. Veți găsi în mine de câte ori este nevoie un sprijin și un partener. Noul birou al Organizației Femeilor Liberale Mehedinți va duce la bun sfârșit un mandat de 2 ani. În acest timp, femeile liberale vor derula activități care vor contribui la dezvoltarea județului. În acest mandat, președintele organizației își propune să sprijine în principal elevii din mediul rural, proveniți din familii defavorizate. Pentru următorul mandat aș vrea să fac niște proiecte pentru școlile acestea din mediul rural, copiii nevoiași, din familii defavorizate și chiar și pentru pensionari, persoanele care nu au niciun venit, să încercăm să le ajutăm cumva cu anumite proiecte. Este nevoie de o implicare solidă a femeilor în politică pentru că au tenacitatea, determinarea și capacitatea de a face o schimbare reală în România.